Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Vă rog, nu, vă rog, bye, bye, oh bye. Oh, după amiază obișnuită de sâmbătă, nu? Ești la mall și deodată un copil vine la tine în chiloței ca să-l duci la baie. Ce oribil! Foarte ciudat! Imaginează-ți să fii tu copilul ăla. Vezi, nu mi-am imaginat că o să beau litri de suc de struguri, că îmi voi rupe pantalonii și că mă voi târâ în căutarea unei toalete. Poate că totul mă depășește. Stăteam la mall și nu făceam chiar nimic. Abține-te! Doar nu o să faci pe tine. Hei, Andy! Ce zici de un burger, cartof și un suc bun? Ei, o combinație tare. Merg și eu. Măi, glumețule, mai întâi cumperi combinația asta tare pentru noi, ai înțeles? Da. Cred că ar fi o idee bună să facem asta, știi? Sau mai bine zis, Andy să o facă, da, cred că e o idee. Ce vrei să spui? Ha, bravo, Lici! Perfect! Trebuie să ne iei și nouă niște burgeri, cartofi prăjiți, sucuri, prăjituri sau vei locui în orașul cartofilor în următoarele săptămâni. Tu alegi, ai înțeles? Hei, cum au fost cartofii astăzi? Nu-s rai! Eu-i vreau prăjiți! Aproape că le simt gustul! Orașul cartofilor! Hei! Avem nevoie imediat de burgerii noștri și de celelalte! Sau vrei înainte de cartofi niște cartofi? E o idee tare! Cartofi înainte de cartofi! E tare ideea, îmi place! Ce-ați zice dacă v-aș provoca pe amândoi la un test de rezistență? Pumni înficat? Nu, un test de voință. Să ne lovim cap în cap? Nu, mă refeream la un test de bărbăție. Să tragem un tren cu dinții? Nu, pariez că pot să beau mai multe mostre gratuite la magazin decât voi amândoi. Eu pariez că știi tu, adică n-ai curaj, asta e ideea. Dacă eu beau mai mult, câștig și nu va mai trebui să vă cumpăr mâncare sau cartofi sau, mă rog, ce altceva mai vreți. Ce ziceți? Stai, dacă bei de două ori mai mult, atunci ne băgăm. Este un excelent suc natural de struguri. Savurați-l încet. M-am cam săturat. Poate ar trebui să iau mai încet. Pariez că nu poți termina restul borcanului. Hei, cum ai putut să bei tot sucul? Ești un nesimțit și un egoist. Acum cărați-vă de aici, toți! Hai să plecăm și să căutăm o toaletă. Larkin, sper să explodez cât de curând. Întrebare, aveți cumva vreo baie ca să nu explodez? Ești aici până nu te bat la fund. Am văzut clar cum tu m-ai dat jos. El a fost de vină, el a făcut-o. Mă scuzați. Ai noroc pentru că nu mi-ai rupt niciun os. Mamă, dacă nu găsesc o baie, o să explodez. O, Doamne! Atenție! Vin! Aha! La o parte! E stricat, băiete! Toate paletele sunt ori stricate, ori înfundate. Hai, pleacă de aici! E asta, da veste proastă? Încearcă la etajul 3, ia liftul și urcă și fii cu minte. Doamne, trebuie să mă țin, să mă țin, să nu mă gândesc la asta. Haide, ține-te, dansează. Așa, numai așa. Îți spun eu, apa venea și venea, atâta apă care curgea. Abă, cât de e, făgă hâieșă ca lămână, o ce vine după pip. Prea mult suc de struguri. Ține-te, dansează! Așa-ți vei păstra pantalonii uscați! Ține-te!
Scuzați-mă, doamnă, am mare, mare nevoie la baie, știți? Tocmai le-am dezinfectat pitate. Sunt alunecoase și miros urât. Trebuie să mai aștept 15 minute până îți dau voi înăuntru. Ce, 15 ce? A, nu, dar nu pot atâta, credeți-mă, nu pot să-mi plin de suc, de struguri, o să explodez. Nu cumva să faci asta, Bini? Chiar că n-ar fi, nu. Ferește că sar! Oh, devine o situație critică. Ține-te, dansează, numai așa îți poți ține pantalonii uscați. Copil nesuferit, nu mă mai urmări și hărțui. Ce ți-am făcut eu ție? O să am eu grijă să fii dat afară și să nu mă mai urmărești. Nu. Andy, ce surpriză! Eram cu niște prietene și dădeam fiecărui băiat note de la 1 la 10. Și ce crezi? Ți-am dat 8! Ție ți-am dat 8! Ți-am dat 8! 8! Cum? Stai, bună, Lori! Tocmai probam un costum pentru festivalul de primăvară. Ține-te să nu faci pe tine! Ce-i cu tine? A fost o zi cam trăznită, mă rog, mă doare burta și... O, Doamne! Te doare foarte rău? Bun, bine, să vedem! Vrei să stai jos? Nu, știu eu, îți aduc ceva de...